câteva prorocii despre sfârșitul lumii. Bucuria mea aș vrea să încep acest mesaj cu un cuvânt de învățătură al Sfântului Părinte Siluan Atonitul. Dacă oamenii ar cunoaște pe Domnul și ar ști cât de milostiv, smerit și blând este, într-un singur ceas s-ar schimba fața întregii lumi și atunci în toți și în toate ar fi o mare bucurie și iubire. Am citit câteva prorocii în care se spune că sfârșitul lumii va fi aproape. Când oamenii vor vorbi, se va auzi glasul lor dintr-o cutie, aparatul de radio, când păsări cu ciocul de fier vor zbura pe cer, adică avioanele și cerul este brăzdat de avioane, când pe drumuri vor merge căruțe netrase de cai și care vor scoate fum pe la spate adică autoturismele și celelalte mașini. Atunci când știința va fi mai înaltă decât credința și oamenii vor vorbi dintr-o țară în alta cu diocu, adică cu telefonul celular. crediți să ai și poți vorbi cât vrei și în orice țară vrei atunci când papa de la Roma va umbla din țară în țară vorbind despre credință, de fapt despre necredință. Când oamenii vor zice bine lui rău și răul lui bine, trăim aceste vremuri când toate sunt cu susul în jos. Atunci când vor fi mașini mai multe decât oameni, și iată că trăim vremea când mașinile s-au mulțit așa de tare, încât la orele de vârstă merge bară la bară pe kilometri întregi. Atunci când vor fi unele case până la cer, adică zgârie nori, și sunt multe orașe în lume care au zgârie nori. Atunci când va dispărea iubirea, atunci va veni sfârșitul lumii. Păi dacă oamenii nu mai au nici bucurie când se văd și se revăd de iubire, ce rost mai are să vorbim? S-a iubirea! Atunci când se vor îmbrăca femeile ca bărbații, adică în pantaloni sau în colan, situn se scurt și foarte scurt, și bărbații ca femeile, adică cu cercei în urechi, cu batică în cap, cu părul prins în coadă, cu părul vopsit în cap, merg la salon să se epileze și să-și taie pielițele la unghii. Atunci când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin. Păi dacă se urăște frate cu frate, soră cu frate, de vecin cu vecin, ce să mai vorbim? Atunci când îl vor scoate pe Lenin din mauzoleu și îl vor pune în pământ. Atunci când vor pune pe unele sfinte biserici creștini ortodoxe acoperișuri aurite, adică tablă loxată galbenă, mare smintală pentru lume. Atunci când se vor întoarce evreii la credință, scrieți pe YouTube, Evrei mesianici, și veți vedea că sunt evrei care cred că Isus Hristos este Mesia. Atunci când va fi dracul în casă, adică televizorul. Televizorul nu este un drac, dar are o lucrare drăcească, arătând crime, sex, vampir și așa mai departe, și coarnele pe casă, adică antenele. Apoi o să ia coarnele, antenele nu mai sunt pe blocuri și pe case, și o să-i pună coadă antena prin cablu. Mai târziu se vor folosi de o antenă diabolică, adică parabolică. Așadar, să luăm aminte la prima predică a Sfântului Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 3 cu 2. Și în prima sa predică aceleași cuvinte, același îndemn l-a rostit și Isus Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei 4 cu 7. Cine are minte să ia aminte la ale Mântuitorului preasfinte cuvinte, ca nu cumva mai târziu să fie un veșnic prea târziu. Amin și Aliluia!